Senatul a decis în ședința de ieri că fumatul va fi permis în spații separate, complet izolate și inscripționate special pentru această destinație, precum și pe terase exterioare amenajate în acest scop. Proiectul de lege al Guvernului prevede stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun, introducând și amendamente care se referă la definirea spațiului închis în care nu se poate fuma și la posibilitatea de a se fuma în spații separate, inscripționate special. Potrivit amendamentelor, spațiul închis va fi definit ca orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate, ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este încadrat de pereți de jur împrejur, cu excepția spațiilor cu destinație locativă. Spațiul închis de la locul de muncă este orice spațiu care are acoperiș, plafon sau tavan și care este încadrat de pereți de jur împrejur, aflat într-un loc de muncă. Alte amendamente prevăd că fumatul este permis în spații separate, complet izolate și inscripționate special pentru această destinație, precum și pe terase exterioare amenajate în acest scop. De asemenea, vor fi exceptate de la interzicerea fumatului pe lângă celulele pentru deținuți din penitenciarele de maximă siguranță și spațiile special amenajate destinate exclusiv pacienților din spitalele de psihiatrie. Senatorii au adoptat modificările legii cu 76 de voturi pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri. Decizia finală va fi luată de Camera Deputaților.